Deci, înțeleg, Marius, că mergem lipa-lipa spre o poveste cu securiști, nu? Da. Păi, îl cheamă Răzvan și ceva pe generalul ăsta care e acum la conducerea SRI-ului? Răzvan Ionescu sau ce? Cred că da, ceva de genul, da? Genul ăsta, da. Că sunt vorbe întâi despre dumneavoastră, a vorbit Bocăncel. A zis că sunteți nemaipomenit, domnul. Da, și eu, la cum e... Da? Deci cred că sunteți mândru de ce fac. Astăzi, da, nu știu dacă o să am timp, să vă arăt cum se citește Russia Today din nou, că fac așa una pe zi de Mati. Dar oare știi generalul ăsta de Mati, mă? Nu, și cred că a trecut în... Nu? Ăștia acum nu știu de asta. De ceva timp, una pe zi pe Mati, de unde o să știe? Asta era pe vremea noastră, ca să zic așa. Vai de sufletul nostru. Da. Deci ce s-a întâmplat, Marius? Ia să vedem. Ia. Ia zi tu. Deci am înțeles că un băiat pe numele lui Hideg, da, om de afaceri, nu? A avut niște probleme. Întâi a cumpărat el niște măști. Vreau să fiu foarte scurt, că nici ne interesează. Da, 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 da. Nu, nu e personajul. Nu ne interesează drama. Care ne interesează. Deci, A el s-ar putea să ne intereseze mai... Nu știu, tu să decizi. Mai mult decât trebuie. Apropo, analiza ai făcut-o, nu la povestea de adineaurea, nu? Da. Deci, verdictul? Crimă. Super. Bun. Deci, crimă cu premeditare. Da. Un domn Hideg, da, da, a făcut el niște afaceri, săracul. Dacă te uiți pe pomelnic, ai să vezi că avea... Vreo 20 de milioane de euro. Lei cam... Auzi? Nu, mult, mult. Firmele lui au, nu știu, mii de afaceri cu statul. Mii de contracte, da, cu statul. Adică ăsta e un micuț așa, care venea pe stradă și nu, a zis... Nu, nu era oricine, era un om de-a lor. A, așa, de-a lor de-ai cui? De-al băieților. A, bun. De-al băieților. Deci fii atent, Marius. De-al băieților. Băiatul ăsta cumpără niște măști, nu știu ce. Bă, ok. E un dosar, să vedem ce și cum. După aia a accesat niște fonduri europene. Da? A făcut un centru de recuperare ceva. Pe fondurile alea europene l-au condamnat că le-a misused, nu știu ce le-a făcut. Păi, ok. Și a aflat el așa că e unii aici care au niște firme de consultanță foarte buni, lucrează printr-un avocat, avocatul cum îl cheamă? Trăilă. Trăilă, așa. Trăițar familia. A, așa. Sunt doi generali de la SRI. De la SRI, domnul Răzvan Bocăncel zice că știați de toate lucrurile astea. De ce n-ați dat cu bățul? Așa. Nu, stați că el vă lăuda, să nu credeți că a făcut ceva rău. Nu. Stați liniștit, nu intrați în panică. Bun, așa, zice că sunteți cel mai bun. Bun. Și eu zic. Și eu nu. Bun. Atunci nici eu, dacă tu, bă, mă iau și eu după tine. Și atunci micuțul Hideg, că i-a spus lui ăla Tocaci, un prieten care s-a dus la un altul de la Monaco, damă, că ăla era prieten cu ăsta Coldea și au vorbit cu Dumbravă și Coldea, care au firme de consultanță, înțeles, să-l ajute să iasă și el din necazul ăsta, nu? Păi. Și atunci ăștia de al de Dumbravă, care nu s-a întâlnit cu el, a trimis la avocatul ăsta Trăilă, care a făcut gol, familia, da, gol pe lângă el, înțelegi? Așa spune el, da. Hideg. Hideg, eu povestesc ce spune Hideg. Sunt declarațiile omului. Deci a zis, numai cu mine lucrezi, gata, pac. Normal. Te costă 700 de mii. De euro? Da. Ăsta a zis 500 de mii. 500 de mii și s-au înțeles la 600 de mii. Bun. Până la urmă le-a dat doar 100 de mii pentru că între timp l-au condamnat. La început... N-a vorbit. Da, ăsta a zis... S-a rupt undeva e ceva neregul. Da, da, da. Le-a dat numai 100 de mii, ăia s-au supărat. Și l-au condamnat. Păi nu, au zis, băiete, nu mai lucrăm așa. Păi da. Și atunci s-a întâmplat ceva. Neprevăzutul. Da. S-a întâmplat că au ajuns niște înregistrări la DNA. E comunicatul DNA, l-am aici. Da. Bineînțeles că SRI-ul, mă rog, nu știu. SRI-ul nimic. Adică, nu, am spus că... Da, era așa. Ăștia de la DNA au dat și ordonanța în presă, cum se face. Da? Ca pe vechi. Da? Așa. Ca pe vremuri. Și... dacă vrei să te uiți la comunicat așa puțin, 927-a... Așa, un pic, să nu zicem că nu ne-am uitat. Da. Deci, comunicatul de la DNA, care povestește, nici nu... Da. Mișcarea acțiunii penale, ăștia practic sunt inculpați acum. Cine e? Coldea, Dumbravă, da? Trăilă. Trăilă,
și mai sunt și ei, Nedoni, Toca, aceia care lucrau ei. Nu știu dacă Nedoni are vreo legătură cu povestea asta, povestește Hideg. Bine, tot aici la DNA se pare că au mai fost și alte cazuri. Cu același... Da. Nedoni ăsta e personajul din Monaco pe care l-au accesat ca să le facă legătura, Hideg să-i facă legătura exact, cu exact, asta. Intermediarul. Băi, da, hai vino da. Că te salvăm noi. Exact. Nu știu dacă e implicat în povestea asta, nici mă interesează. Și aici spune, deci... Păi că ar fi spus și el pe acolo. Da. Punerea în mișcare, mișcarea acțiunii penale, luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, începând cu data de 24 mai 2024. Patru persoane, doi foști militari, da? Adică este vorba de Dumbravă, probabil, și Coldea. Și ei, la azi doi care nu sunt militari, probabil trăi la avocatul și cu acel Tocaci, care era un fel de intermediar. Bun, până aici e bine. Ăsta săracul, după ce a fost condamnat într-o primă fază, ăștia au spus de al de Dumbravă. Stai, mă, că o rezolvăm. E răbdare, dar marcă banul. Exact. Și aici au fost niște mici inconsecvențe. Da. Neconcordanță, mă rog. Acum, primul lucru pe care vreau să ți-l arăt. Da. Tu știi că faptul că domnul Coldea și cu domnul Dumbravă, care aveau firmele astea de consultanță, care, mă rog, parazitau pe domnul Trăilă, adică ce se întâmpla? Cam asta era ideea. Cineva care vrea să scape de un necaz în justiție, făcea apel la avocatul ăsta pe sume mari, iar avocatul îi ajuta folosind, nu-i așa, expertiza domnilor de la SRI foști, nu? Care aveau contracte cu această... Și ăștia erau la fel de deștepți, dacă mă întreb, ca Iohannis, dacă mă întreb pe mine. Tot pe acolo era... Știi ceva? M-am uitat pe ordonanță. IQ. Stai o clipă. M-am uitat pe ordonanță. N-ai nicio șansă să-i agăți cu ceva pe băieții ăștia. Păi, tu știi ce am zis eu? Eu vorbeam despre altceva acum. Tu ai zis întâlnirea cu Marele Geac, că nu o să fie nicio treabă. Absolut. Ca de obicei, ești cel mai inteligent de pe acest islaz. Eu merg pe inteligență, nu ca Iohannis. Numai că eu astăzi o să vin să te întăresc. Puțin. Deci, până una alta, ce s-a întâmplat? Din cauza acestor aranjamente, nu? Cu Florale. Firme al de col, de al de consultanță, Dumbravă, da. Așa, care cică-i trafic de influență, nu? Uh-huh. Bun. Acum... Dacă eu spun ție, măi, Marius, eu am consultanță și cunosc regimul judiciar din România și tu ești un om care are dificultăți în instanță și eu îl învăț pe avocat niște trucuri. Absolut. Nu? Că știu lucruri. Că sunt meseriași. Unde-i traficul de influență? De unde știi tu că m-am dus eu la avocat sau la judecător să-i pun mâna menghină, bă, dă soluția asta care vreau eu? N-ai nicio dovadă. Pe Coldea nu l-au prins nici măcar pe interceptări. Nu-i nimic cu, mă rog, nu l-au prins sau l-au prins, l-au prins dar nu dau sau nu l-au prins deloc. Noi avem doar... Nu vorbim despre ceea ce există exact. La dosarul deci, momentul ăsta. Deci da. Hideg a venit cu înregistrări cu Dumbravă, nu cu domnul Coldea. Mm-hmm. Da? Bun. Și alea cu Dumbravă, dacă mă întreb pe mine, sunt apă de ploaie. Dar lăsăm asta. Și ne așezăm puțin în poveste, cu amândouă picioarele. Primul lucru foarte interesant... Tu știi că faptul că ăștia doi au ajuns acum în fața procurorilor, Mihaela Moraru Iorga, sau cum o cheamă pe nu intrăm în istoria ei, dar faptul că ăștia au ajuns în fața procurorului, nu-i așa că arată că SRI-ul este o instituție democratică puternică și că s-a reabilitat? De ce râzi, mă? Nu vreau să râd. De ce, mă? Păi, cum? Păi, dacă erau ăia răi, cum îi știi, așa? Ăștia niciodată... Ce făceau? Păi niciodată n-ajungea Coldea în fața procurorului. Ah. Te-ai prins? Deci e instituție democratică. Da. Uite-mă dacă nu... Hai să... 228, ce vă rog? Convinge-mă. Ia. Fian. Se întâmplă astfel de lucruri. Magistrații sunt lăsați în pace să-și facă treaba și să meargă în profunzime cu astfel de anchetă. Dacă... practicile de pe vremea lui Coldea ar fi fost păstrate, ar fi putut să oprească orice fel de anchetă cu privire la orice om al lor, cu atât mai mult Coldea și Dumbravă. În momentul în care se întâmplă treaba asta, în opinia mea, abia acum credibilitatea crește, pentru că lumea spune, deci nu îi mai protejează pe infractori ăștia. Credibilitatea SRI. A început să crească. Ați auzit, domnul e în creștere. Domnul general de securitate, v-a crescut credibilitatea cu chestia asta. Dar unde? În fața blocului, unde?
Bă, auzi, domnul jurnalist, ai auzit, domne? Da. A ajuns Coldea, s-a dus pe la procuror, a crescut credibilitatea SRI-ului. Așa zice stația. N-am ce să spun. Dar tot la stație, o doamnă, da, care mie îmi place foarte mult, e un copil bun, muncitor, fără aliură de vedetă. Da, Mircea Badea. A, ce ne-am mai râs. E prietenul tău, așa că așa, nu comentez. Mm-hmm. Deci o doamnă, s-ar putea să o știi, s-ar putea să nu o știi. Mă, vine și ea și zice niște lucruri. Sigur, șeful stației Andreea, da. Sava, da. O cheamă Pricopie ceva, Carmina. A, am înțeles, da. O știi? Da, da, o știu, sigur. Și ea săraca vine și spune, sigur, șeful stației n-a înțeles. Nu-i dăm, acum nu trebuie nu-i să le greu. Înțelegi pe toată. Nu. Hai de mine. 226 ce vă rog? Acuzații similare cu cele pe care le-am văzut acum în mod oficial de la DNA, dar cu toate acestea, atât Florian Coldea cât și generalul Dumbravă sunt sub control judiciar. Nu am văzut ca în celelalte dosare percheziții informatice, nu am văzut percheziții acasă pentru a se vedea cu exactitate cât de mare este acest cerc informațional, pentru că cel care deține informația deține puterea. Da, ghinion. Da. Deci... Păi n-am făcut. Ce-ai făcut? Percheziții. Ce-ai făcut? N-am mai crescut acum. A scăzut credibilitatea. Mă, Marius, zică, stai puțin. Deci ce zice copilul ăsta? Bă, sper să nu-i fi făcut vreun rău. Crezi că o dă afară? Nu. E ok? Nu. Bun. Deci un copil foarte muncitor. Lucrează de ani de zile în domeniu. Da, am văzut-o de mai multe ori. E întotdeauna foarte meticuloasă, vine, stă cu minte în banca ei, nu iese în față. Nu. Bă, apropo de ce spuneai tu, sunt oameni de calitate acolo, știi? Așa da, zic. Păcat de ei. În sfârșit.